Peste 10.000 de nemțeni catolici au sărbătorit și sărbătoresc Paștele. După ce sâmbătă noapte credincioșii au participat la slujba de înviere, au mers apoi în procesiune spre cimitir și au aprins lumânări la morminte. Ne bucurăm de sărbători. Da, este o seară deosebită în care Domnul nostru a înviat. Ne bucurăm împreună cu toți ceilalți creștini și sperăm să fie o sărbătoare frumoasă și mâine. Cum petreceți sărbătorile? Le petrecem acasă, în familie. Ne-am bucurat mult de învierea Domnului și de procesiunea organizată. Organizarea e ireproșabilă referitor la ceremonia din această seară. Da, am venit și în cimitir, am fost și aseară și acum am venit cu procesiunea. În aceste zile, credincioșii catolici petrec alături de familii și așteaptă copiii să le treacă pragul. Orice gospodar din comuna Săboane așteaptă copiii din sat să-i ureze Hristos a înviat. Obiceiul este din moș strămoș și se păstrează și astăzi. Micuții sunt răsplătiți cu cele mai frumoase ouă încondeiate, dar și diferite dulciuri făcute de gospodine. Cu ceva dulci, ou roșu, orice. Cum petreceți astăzi? Foarte bine, că e frumoasă vremea. În familie cu copii, nu? În familie cu copii și mergem și la neamuri, să-i colindăm și noi. E foarte frumos în ziua de astăzi, că a înviat Iisus Hristos. Noi mergem și noi la biserică, băieții, copii umblă. Și, e obicei aparte să vine să vă spună Hristos a înviat și dumneavoastră îi răspătiți cu ce? Cu ouă, cu tot ce avem, adică cu ciocolată, cu... De pe masă nu lipsesc bucatele tradiționale, friptura de miel, pasca și cozonacul, toate făcute după rețetele moștenite din moș strămoș. Am făcut tochitură pregătită, rășituri și sarmale, cum de obicei. Sarmăluțele noastre, cozonac și prăjituri. Paștele este un eveniment deosebit pentru în familia mea, chiar dacă copiii mei sunt plecați. Noi păstrăm obiceiurile de când erau copii acasă. Pregătesc mâncăruri specifice, mielul, ciorbă de miel, drob, friptură de miel, sarmale, cozonac, pască și nelipsitele ouă roșie. Credincioșii au mers și la biserică pentru a participa la slujba specială. Hristos a înviat. Ne aflăm în prima zi a învierii, iar pentru noi creștinii, ziua învierii lui Iisus reprezintă punctul central al credinței. Dacă Iisus nu ar fi înviat, credința noastră ar fi fost în zadar. De aceea și comunitatea din Săboani își dorește foarte mult ca învierea lui Iisus să se vadă mai ales în modul lor de a trăi ca frați între frați. Ne putem bucura de mese încărcate, de întâlnirea cu familiile, cu cei dragi, dar dacă nu-L simțim pe Iisus înviat în inima noastră, atunci avem un nou Paște care a trecut, care a fost un Paște comercial și nimic mai mult. Din păcate, pentru multe din familiile din zona Romanului, Paștele s-a sărbătorit cu cei apropiați, dar multe rude sunt plecate la muncă în străinătate, iar vacanțele sunt programate în general pentru lunile august-septembrie.